Acțiunea de amploare a avut loc joi 22 august și a început cu filtre rutiere. Încă de la primele ore ale dimineții au fost instituite filtre rutiere și controlate mai multe locații considerate cu risc crimin criminogen. Polițiștii rutiere au aplicat 68 de amenzi în special pentru depășirea vitezei legale, neacordarea de prioritate sau lipsa purtării centurii de siguranță, dar au reținut și două permise de conducere și un certificat de înmatriculare. În zona Istru au fost efectuate verificări privind legalitatea formelor prin care persoanele domiciliază în zonă. De asemenea, au fost efectuate verificări cu privire la persoanele urmărite, atât național cât și internațional. Razia s-a mutat apoi în piața centrală. Unde au fost controlate mai multe societăți comerciale și persoane fizice. Concomitent, echipe mixte de polițiști au efectuat controle la centrele de colectare a materialelor feroase și neferoase de pe raza localității Bolintin Vale. Au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 3500 de lei și au confiscat cantitatea de 1500 kg de deșeuri. La razia au participat 60 de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu de la Structurile de Ordine Publică, Investigații Criminale, Investigarea Fraudelor și Poliția Rutieră, priginiți de 8 jandarmi și 25 de polițiști locali.